Sau de First Player, asta este Final Fantasy 7, First Soldier, și când începe o bătălie în Battle Royale, trebuie să alegi clasa. Poți să fie războinic, sorcerer, călugăr, ranger sau ninja. Sună bine ninja, dar să fim warrior cu sabioiu. Ok, de prima oară că joc un match, până acum am jucat doar tutorialul în episodul trecut și am zis să ne înhămăm. Am dezactivat microfonul ca să nu fie a whole thing. Ce s-au gândit ea de la Square? Hai să capitalizăm pe faima lui Final Fantasy 7, cel mai bun din serie, făcând un Battle Royale. O idee proastă, zic eu, dar măcar au băgat elemente de RPG. Ai Chocobo, ai summon-uri, ai magie, ai săbi și ați avut și puțină sacadare mai devreme. Eu joc pe iPhone 13 Pro, pe iOS, e și pe Android și e gratuit. Sunt 75 de gameri, echipe de câte 3. Este un match standard și avem și match-uri ranked. Pot să-mi aleg stilul. Aparent l-am ales deja. Serios, pe ăsta-l chemă Bigus Dicus? Ăsta este ID-ul lui? Un om foarte serios. Păi stilul e warrior, așa cum am zis. Și eu sunt liderul grupului. Vom sări din elicopter de data asta, nu din avion. Cum ziceam, orașul e Midgar, cel în care se întâmplă acțiunea din Final Fantasy 7. Și ne batem pe aici, în zona aia mai pustie, mai părăsită. Nu știu unde naiba mergem mai exact. N-am avut timp să învăț harta. La naiba, jocul s-a lansat de 2 zile. De fapt s-a lansat de mai demult, dar l-au ținut japonezii în mentenanță. Spre deosebire de PUBG sau alte battle royale-uri, aici n-ai parașută. Aici cazi direct pe pământ, că te apără magia. Și pornești cu o sabie, măcar atât. Vei face și level up din când în când. Și eu îl urmez pe domnul Bigus Dicus. Tonomatele astea sunt foarte importante. Că deci poți să cumperi chestii, să upgradezi chestii, că tot mă întreba cineva. Nu știu cum să mă upgradez obiectele ce mă fac. Ce mă enervează pe mine, încă din training, e ținta. Adică personajele se mișcă foarte rapid în jocul ăsta. Și e greu să le țintești, mai ales cum am eu pe auto-fire. Așa că rămâne doar să dau cu sabia. Let's head there. Nu mai zic de magie, cu magie e și mai greu. Îmi place că găsesc ammo, dar nu găsesc armă. Uite o cutie! Așa, mai vede acasă. Under attack. Another team. Take cover. Niște băieți aici. Uite-l pe nemer, Nicola. Iete, mă, e o funcție gen radar. Nu mai pe lângă am dat. N-ai murit, bre? Hai că-ți dau cu sabia dacă mă enervez. Ce-ai făcut, bă, Jade? Jade este primul meu kill din jocul ăsta. La modul jucat, nu prostii. Partea proastă e că n-am nicio poțiune și că nu stau prea bine pe viață. Nu văd exact câți bani am de spart. Dacă am luat vreun ban, mă duc la tonomatul ăla, nu știu unde era. Ia. Poți să-mi iau ceva de aici? Ăștia nu văd poțiuni. Pot doar să sper că mă voi reface. Nu știu ce e cu targetul ăla acolo și ce l-a pus. Ar putea fi un drop, ar putea fi un monstru pe care să-l batem, ar putea fi nimic. În fine, îmi permit să mă îmbătai aici, că n-ai prima oară când joc harta asta. Mă rog, impropriu spus harta, că n-ai numai una. Fiți atenți aici, dacă ar ști colegii mei de echipă. Am luat și o vrajă. Ok. Ia aici ce mai e. Bă, dar poțiune n-ar fi? Adică pe bune acum. Am și niște vrăji, dar vrăjile nu se blochează decât mai încolo. Hai că mă întorc la oamenii mei. Opa, se aud pași. Pe zona.
Uite, uite-l pe ăla, să nu-mi pușc în spate. Asta e elementul surpriză și cred că mai e un băiat pe aici. Să vedem ce a lăsat în urmă și sper să aibă o poțiune, fraierul. Normal că are. Să-i dăneze o sănătate. So far so good, dar ăștia alearcă ca o găină fără cap. Adică nu sunt foarte impresionat de calitatea inamicilor. Bănuiesc că este clasica mișcare atunci când n-ai destui gameri, completezi cu boți. Uite și un pyro în față. Bă, da, sunt cufere căcălău aici. Ori am aterizat eu bine, ori chiar stăm bine pe cufăr. Am luat-o în prim. E ușor să te bați cu ăsta, trebuie doar să faci dreapta stângă să-i fundezi bine de foc. Unde ai dispărut? Hei, opa! Aoleu! Nu pot să mai bat cu ăla că n-am armă, nu mai am glanțe. Bine că mi ți l-a dovedit tovarășul meu. Monsters! Bă, e groasă rău de tot. Mamă, sniper rifle. Trebuie să înlocuiesc ăsta. Ok, dau și un high potion. Cum ne-ai băs schimbat armă? Așa, bun. Să iau sniperul ăsta? Ne. Bă, da, tovarășul meu face niște vrăși periculoase aici. Ia, ce vreau. Au. Care dai cuvântul în mine? Care ești, mă, așa nemernic? A, lol. E o pasăre. Nici măcar nu e un om. Bulanjoie cu pasăre. Bă, deci mă seacă faptul că au itemurile, perioada de cooldown. Pă bune. Ca să-mi dau heal, trebuie cooldown. Uite și niște drăcaleți de-aia mici. Nu prea m-aș bate cu pasărea aia, că e nebună rău. Vine pe mine. Dar și când o să dea drop. Iete, bă, ce-a lăsat pasărea aici? Niște bănuți. E, uite, acum pot să merg să-mi cumpăr și o chestie. What else you got? Let's keep it going. Bă, bună armă. Pare mai bună decât tot ce am încercat în training. Uite, porcii ăștia lasă și niște bănuți în urmă. Îmi place că tovarășii mei sunt în viață. Atât Bigus Dicus cât și Țunțun. Suntem în zona în care trebuie. Au mai rămas doar 20 de gameri în viață. Serios? Sau nu văd eu bine? Din păcate avem o singură hartă și cred că o să rămână mult timp, așa că întreg jocul e construit în jurul hărții astea, deci mai trist cu alte hărți. Poate alte zone din Midgar, mai degrabă. Da, au mai rămas 19 gameri, deci erau 20 mai devreme. Și încă 2 sunt cu mine, așa că mai trebuie să eliminăm. Ați ghicit? 16. Nu? Mai puțini?
Cu vrăjile mai greu de țintit, iar Summon încă n-am obținut. Parcă văd că se cumpără Summon-ul. Dă-i seama că toată harta vine acum la drop aici. Handgun, pe bune. A, stai că am văzut că se dă bonus dacă mergi nu știu câți metri cu asta. Dă la achievements. Și sunt curios dacă pot să-i calc pe ăștia, să-i zdrubesc puțin. Wow, wow, wow. Tot zic că se controlează prost. Ia ce se întâmplă dacă apăs pe butonul ăsta? E un buton ăsta mai de... Da, e de boost. Aoleu. Vai de capul, e de motoretă, lupește. Da, nu mersi. S-o fi dat drop-ul? Zici că s-a dat darul la nuntă. Sniper, nu, Q, mamă, Cure. Cure trebuie să-l iau. Și înlocuiesc bio. Cure e important. Mă pot vindeca și fără să am poțiuni. Și poțiuni nu prea găsesc, dar Cure, na. Folosesc magic poțiunile mele. Mă întreb unde sunt restul de oameni. Hopa. A, ba nu, erau niște monștri. Trebuie să mă lovească. Uite, a fugit prostul. A urcat pe scări. A dat lângă tine. Unde fugi, mă? Ah, ce m-a lovit, fraierul. Monsters. Hunting time. Bine că a lăsat poțiuni în urmă, multe. Better heal. Ia ce mai pe aici. Gravity e bun când te bați cu păsări mai degrabă. Sau inamici care au darul zborului. Blind îți taie ținta. Nu mai țintești. Adică la atacuri melee nu mai nimerești nimic. Nu prea util, cred. Nu știu dacă se aplică și la armă de foc. Hai să căutăm drăgușorii a doi. A, uite. Pa, pa. Supply drop. Let's check it out. Trăiți ar supply drop-ul. Unde Dumnezeu mai dă și pe ăsta? Prea mare harta, am zis că de la început 75 de gameri e prea puțin pentru harta asta și decorul nu e foarte variat, nu e, e o ruină. Pentru cei care nu știu care e faza cu Final Fantasy, o să li se pară ce-i dă răpânătura asta. E după război? Și nu știu dacă asta e foarte sexy. Upgrades la paloș sau la armă. Și aici, nu, trage, stai cu minte. Jukebox-ul ăsta nu poți face nimic cu el? Mi-aș upgrada sabia și armă de foc. Monsters. Bă, nene, mai nimic. Unde ne-am băscrie câți bănuți am? Cred că trebuie să intru în toiag. În toiag, o să-mi... Am 36. N-am vrut să zic toiaga, am vrut să zic... pouch. Ce chestia asta e de aici?
Опа. Light ammo, ну. Shotgun shells. Nimic interesant pe aici. Arată bine arma aia, dar eu am upgradat-o pe alta. Hai că ar fi drăguț să facem un chicken dinner așa din prima. Dar să nu fim prea optimiști. Tocmai a murit un gamer aici. Nimic interesant. Poate chemăm și o pasăre de aia, Chocobo. Ia. Aici poți să-ți învii colegi de echipă. Bun, bine de știut. Aud sniperală. Pardon, aud împușcături, că am trecut de sniper mai devreme, sprăjit. Here we go. Bă, ce de arme. Da, s-au dus departe ăștia. Ah, firar, uite-l pe la ce alergă. Dacă-l sniperam. Uite ce se bate acolo. Uite cum se bat. Uite, sunt trei. Aole, un mic monstru. Și e împușcat de ăla. Ăla plutește, cred că e summon. Ce se întâmplă acolo, frate, în zare? Își pune zoom pe ei. Oleu! Câta furtuna, frate! Let's go to that point. Let's go to that point. Ne ușchim că e groasă. Ce nebunie de luptă se întâmplase acolo, Dumnezeule. Poate mă întâlnesc și eu cu băieții mei. Suntem cu ei pe munte. Au rămas 11 gameri, fără noi 8. Pot doar să sper că sunt așa rășchirați. Și că nu sunt într-o echipă. Am un sniper în echipă? Bun. Mă aveți pe mine care-s norocos. M-a mort. Nemernicu. Am omorat. M-a mort. Vindecă-mă, bro. Ce-mi place, bă. Ai încă un pic, încă un pic? S-aud pași. Să rămână, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Am băgat și niște cure, sunt good as new, dar s-aud pași în spatele nostru. Atenție maximă, de aici încolo e periculos. Mai sunt 9 inamici, adică 6. Mamă, fii atent că l-a dat cu foc. Unde-i tragi, frate? Unde tragi, mă, nesimțitule? Mă duc direct spre el, dar nu pot să mă duc. Unde ești? Bă, da, geografia, topografia e muce aici, în jocul ăsta. Du-te, bă, du-te, du-te, du-te! Ce-a dat ăla, frate? Ce Dumnezeu a dat? Mi-a dat X3 gloanță. S-a upgradat armă, cred că de mai multe ori. Asta e șmecherie. Poate mă învie și pe mine cineva, deși nu cred. Țun-țun în viață. Și Bigus Dicus în viață. Ăștia dau cu vrăji. Nu mă pe lângă, frate, vezi? Exact cum am zis. Personajele se mișcă prea rapid pentru a fi țintite. Nu ai cum să țintești în ritmul ăsta.
Dacă o să-mi trec arma pe manual fire, nu pe auto. Și bine că ți-o spune. Mamă, ce bucate a dat. Se dau lupte seculare aici, ancestrale, gigantice, a căzut ca proasta. Păi n-ai făcut nimic, trebuie să profiți că îi lăsă viața. Acum să se repare, se vindecă și n-ai rezolvat nimic. Așa, dă ideea acolo. Faci, te-a lovit Bila, the fuck. Scoate capul, scoate capul. Scoate-mă capul. Ia să-l duc pe altă parte. Îmi place abilitatea lui ăla de a face ca un fel de radar care arată unde e inamicul. Uite cât de nașpa e făcută harta asta, frate. Uite cât de nașpa e. Uite cum cade asta într-una. Și este un gamer care chiar știe să joace? Unde-s băieții, mă? Uite-l și pe ăla cu o travă. Fai, ce frumos i-a dat-o. Fii atent că o travă aia rămâne. Rămâne pe zona acolo, pe... Dacă treci prin ea, te otrăvești. Cum de aia face să miște așa de repede, că să nu poată să fie țintită? Fata aia. Personaj feminin. Ia, deci văd doi acum. De fapt, cred că văd trei, crește, ultimii trei gameri. Hai, băieții. Și ăla are radar sau ce avea acolo. Blown away. Hai că, deci au rămas numai doi. Numai unul de învins în clipa asta. Unul singur, frate, și cred că e fata în roșu. Deci, echipa mea câștigă. Dacă eram și eu viu. Înviați-mă, mă, nu fiți bulangii. Uite-l până la roșu, uite cum văd acolo. Uite că îi se vede picior. Bă, ce stă ascunsă nemernica. Nu vrea să iasă la joc. E, o să înghită zonă în cazul ăsta. Dă de o grenadă, frate. Ia, se mișcă, se mișcă. Bă, naiba se mișcă. Incredibil. Doamne, ce personaj infect. Abia aștept să mișoreze zona. Să iasă la luptă. Hai, mă. Te ascunzi ca trei starii ungară. Hai. Ia. Cu. S-a dus mai în dreapta, a? Ia fii atent că oprit de zona din urmă. S-a panicat, gata. O să fie omorât de zona. Și gata, chicken dinner-ul la echipa mea. Păcat că n-am fost în viață. Dar efectiv, dacă mă ascundeam, nu făceam nimic, puteam să iau și eu ceva. Deci cam asta e... Bă, e cam haotic și cam slab. Pare făcut în grabă așa, încercând să facă prea mult din toate și sfârșit prin a nu face nimic. Ținta e praf la arme. Mai bine dai cu magie și cu sabie. Am și-o două kill-uri. Colegii mei au câte trei. Deci nu stăm așa rău până urmă. Aoleo! Ce zgârci sunt cu recompensele astea. Opa. Da, mă rog, arma e nimic, oricum le găsești în joc. Mișto. Asta e costum doar pentru femeie, cred. Ia, fii atent. Poate poți să pornești mai multă viață. Am
sono da recreati. Dar să nu cumpără nimic deocamdată. Să-mi zică cineva în comentarii, dacă mai comentează cineva pe aici, cum Dumnezeu facem summon-uri. Că asta nu știu încă. Le cumpărăm de la Tonomat, le găsim. Trebuie să fiu și eu mai atent la tutorial data viitoare. Cam atât la First Play. Ne-am jucat pentru prima oară. Hai să vă arăt din nou. Ai doar harta asta. O să joci team sau solo. Ranked, team sau solo. Și meciul de mai devreme n-a fost ranked. Ranked, dificil. Gata, asta e episodul. Ciao!